Da. Mănușă perfect, Cristina, ți intră mănușă perfect. Uite, vezi, asta este părerea ta despre fosta ta iubită care o iubeai. Da, ți intră ție mănușă perfect, se vede. Nu, asta e, bă, tu ce înseamnă asta? Adică se pare că Cristina e acolo cu el, adică n-au... E acolo perfect cu el. De copil, și eu iarăși rămân dezamăgit. Nu suntem într-un cuplu, nu suntem nici într-o cunoaștere, nu suntem în nimic. Pentru faptul că eu vorbesc cu ea și că se simte bine în preajma mea... Nu mă refer la asta, mă refer la simplu fapt că încerci tu să dai niște dume. Păi și ce mănușă, mă? Păi am nevoie de tine ca mănușă în emisiunea. Asta. Nu mai vorbi așa sictirit, păi, Patrick, așa vorbesc, așa trebuie. Vorbești frumos. Dar ce te vezi tu să am eu nevoie de Cristina ta, mănușă, pentru emisiune? Pentru că asta faci, se vede foarte clar că tu ori păi ești pe lângă mine în bucătărie, așteaptă, trage o gură de aer și lasă-mă și pe mine să vorbesc. Păi nu mai la mișto, mă, dacă deci, ori de câte ori sunt prin bucătărie sau ori de câte ori trec pe lângă tine, vrei să faci cumva contre de astea, să vadă lumea sau Cristina. Păi lasă lumea, mă, că vorbim aici în casă, la Cristina, îi duc un par de apă, îi fac un mic dejun, cumva și ea face din parte altă ca să scoateți voi reacții de la mine. Și cui să dar fac, dragule, dacă cu ea simt că mă înțeleg bine acum? Nu mai dau vouă nicio reacție. Și cui să fac eu dacă cu ea simt că mă înțeleg bine acum? Adică da, cu toate mă înțeleg, dar cu ea am așa... Eu nu mai întoarce la Timișoara și înapoi. Eu ți-am explicat. Eu nu am o problemă cu prietenia voastră. Doar contrele pe care tu mi le dai împreună cu Cristina. Ascultă-mă puțin, până să plec din emisiune, da? Până să plec din emisiune, m-am folosit eu cu ceva de timp. Ce am nevoie pentru ce am fost, da? Până acum. Pentru Patrick, care am fost până să intru înapoi în casă. Am avut nevoie de cineva. Patrick, mai devreme că... Tu când ai plecat din emisiune, ai plecat un băiat modest, cum trebuie, așa, țiplă. Și când te-ai întors înapoi, ai... Am avut nevoie de tine și de Cristina ca să mă ridic prima zi de când te-am simțit și m-am încetat prima dată cu tine. Dar atunci ți-am zis că te-am simțit cu bubă. Înțelegi? Când după ce ai ieșit pe post, m-am simțit cu bubă extraordinar, de la lacrimile la toți. Deci când ai plecat, te-am simțit la toți. Se fac materiale pe spate. Că nu înțeleg. Cum adică el când a plecat era un băiat modest și când s-a întors? Mai ții minte cum eram cu Cristina până să plec din emisiune în ultima lună? Nu erai așa, nu vă pupați. Foarte bine. Mă, mergeam la camerele roșii cu ea, ne luam dulciuri, mâncam, ne jucam cu tot ce găseam. Am înțeles, dar ați fost prieteni, dar n-ați fost așa de alea, tachinări de alea ca să văd eu. Hai asta crezi tu că lucrezi cineva ca să vezi tu? Nu, uite, el a înțeles. Eu primele 2-3 zile să vezi tu niște chestii, asta nu înseamnă că ea le face ca să vezi tu. Păi ea le face ca să văd eu și îți face un joc. Ea spune total contrariu că nu. Și ea mai convine că tu vorbești pentru ea. Uite, Catinca zice că nu te uitai la televizor atunci. Poftim? Nu te uitai la televizor atunci să-i vezi. Când? Larisa a zis. A, Larisa? Am crezut că... E doar mă uitam, eu Larisa, trebuia, nu trebuia să mă uit la televizor, că eu eram aici, Patrick era cu Nona în perioada aia, n-avea eu. Da, dar Nona era afară și eu toate camerele roșii, după ce a plecat Nona le-am avut cu Cristina. Da, dar nu erau așa. Și când am fost atunci la interacțiune, dacă avem timp, Radu, să știi că o să căutăm și poate... La interacțiune la piscină, când am fost cu de curiozitate diseară, că am timp destul, mă voi uita la cele camere roșii și garantez că știu foarte bine că n-au fost așa. Sunt multe momente. O să mă uit eu la toate momentele. Sunt multe momente între cei doi. În 72 de ore... Patrick, ca să se scoată, că trebuia să cheme o fată și nu știa pe cine să cheme în camera roșie pentru că Nona nu mai era aici, evident că o chema pe Cristina. Pentru că era cea mai... nu știu, cea mai sigură fată din casă prin care ar fi putut să, cu care ar fi putut să interacționeze, iar Nona să nu aibă nicio reacție de gelozie, da, de supărare așa afară. Așa este, da. Și cumva te-ai folosit de ea atunci. Acum. Dar nu este o folosire. Prietenește, că și Cristina știa treaba asta. Da, și Cristina l-a chemat de câteva ori pe Patrick când era ea, supărată. Adică... N-a fost. Sau... folosi reciproc. De drag, bănuiesc că dacă nu era drag, nu știu, Cristina putea să zică, dar m-am săturat, nu mă mai duc. Normal. Cameră, nu mai vreau să mă mai duc. M-a chemat de atâtea și de atâtea ori. A fost pur și simplu. Eu aș zice un ajutor reciproc. Și că este. Da, cam asta e povestea. S-au spus niște cuvinte, eu le-am înțeles, e perfect, Patrick. Mulțumesc mult, frate, că după atâta timp îmi spui chestiile astea. Eu am înțeles. Dacă asta e părerea ta, e ok. De multe ori te-am simțit și ce te victimizezi, Radu? Nu, păi așa e. Tu m-ai considerat pe mine vreodată în viața ta un prieten adevărat? Ea nu se victimizează. Sincer, Radu, sincer. M-ai considerat vreodată în viața ta un prieten adevărat? Da.
Da? Iar te-am considerat, da. Nu am simțit mereu. De multe ori, să știi treaba asta. De foarte multe ori. Nu știu cum ai tu, întotdeauna te-am considerat, întotdeauna te-am considerat prietenul meu, sincer îți spun. Da? Nu dar în momentul în care te-ai întors, tu ai vrut să acoperi tu tot așa și să faci, deși așa nu, de asta e durerea ta. E loc cadru, mă! Dar stai puțin, Radu, stai puțin. Nu vreau să scuz pe nimeni și nu vreau să ajut pe nimeni cu nimic. Vrem iubire, vrem experiență. El a intrat în emisiune și a analizat un pic situația și ce a zis. E posibil. Atât. N-am. Și nu ești tu cartea mea câștigătoare, sigur. Nu știu, nu știu ce să zic. Nu, ești. Asta da, te simți tu, dar pentru mine, crede-mă că nu reprezinți niciun pericol. Nu știu ce tu să ai calitățile ta. Bă, tu nu... Eu ți-am zis bă, că dacă taci din gură, nu te lasă să vorbești. Nu reprezinți. Pentru... am tot respectul față de tine pentru că ai niște calități. Vorbești bine, ai dicție, ești tot ce trebuie. Mulțumesc, dar nu simt că ești o concurență pentru mine și pentru ce interese am eu în viața mea. Păi el se simte ca cuplu. Păcate ce demonstrezi nu arată asta. Faptul că vorbesc cu Cristina și că ea este bine acum, probabil te deranjează că ea în capul tău dacă nu strategie făcută din dacă parte. Nu mă considerai dacă nu mă considerai un pericol pentru tine, nu afirmai acum că noi doi n-am fost prieteni niciodată. Dar nu, Radu, un respect. Eu tu știi și tu în interiorul tău, că ți-am reproșat niște lucruri. În interiorul tău, că n-am fost prietenul tău niciodată. Că din momentul în care noi ne-am împrietenit, între ghilimele, tu n-ai avut un interes să-ți faci prieteni. Radu, de ce zici că mai consideri un băiat la țară? Putem spune că suntem amici, putem să spunem că ne înțelegem super bine, că avem un respect unul față de altul, dar pentru mine prietenii mei mi-au demonstrat în alte chestii prietenia. Da, nici nu pot să spun că eu am fost prieten niciodată, că bă, ai fost domn, că ai caracterul bun. Prețel puțin. Păi nu, ai un caracter bun, dar nu mi-ai demonstrat prietenie și nici acum câteva zile. Vrei să-ți dau exemple că acum câteva zile aici în casă? Nu vreau să pentru vorbesc. Pentru că nu ești tare să-ți asumi propriile greșeli, că dacă ți-ai asumat tu propriile greșeli, cum și tu mi-ai spus de foarte multe ori că am greșit și am zis, băi, Patri, poate ai dreptate, știi? Dacă tu ai face chestia asta și nu le mai lua așa și nu te mai ataca atât, poate ai vedea lucrurile diferit. Dacă poate chiar ți-am fost prieten. Uite, mi-ai spus astăzi că mă bat ca vântul, când tu știi că și când erau mai de mult discuțiile cu voi. Ce e greșit dacă o cumpăr prieten, că mi se pare că te dai cum bate vântul. No. Puteți să ne zici, Radu, poate te înșeli, poate nu sunt așa, știi? Bine, gata, potoliți-vă, Radu. Ce pericol ar putea reprezenta Patrick pentru tine? Niciunul. Tocmai am spus că nici el pentru mine nu reprezintă niciun pericol. Eu dacă în afară de a-ți lua favoritul săptămânii, cecurile și pe Cristina. N-are nicio legătură, am spus și v-am mai repetat odată, doamna Andreea. Nu. Deci în afară de astea două, care ar putea fi? Nu, alea două nu intră în discuție. Radu nici măcar nu pomenește pe Cristina în conflictul lor. Până la urma urmei, exact cum am spus și data trecută, cadrele pe ecran, poftim? Lumina, cadrele pe ecran. Nici cadrele, nici lumina, nici cecurile, nici Cristina, deci nici bunica. Și atunci care e supărarea, exact? Supărarea, am spus-o mai devreme. Cumva mă consider oarecum un pic trădat, așa cum se consideră și el de mine. De și mă consideră de, de el. Ce? De anumite lucruri pe care el le face. A, pentru că ai crezut că sunteți n-are prieteni. Lumina, să nu dăm o notă urâtă. N-are treabă cu lumina, n-are treabă cu cecurile, n-are treabă cu absolut nimic. Telespectatorii, dacă vor considera că el este mai bun, clar o să-l voteze pe el. Doamne ferește, aplaudăm cum am aplaudat și la Robert, după atâtea între noi doi. Dacă voi ieși în continuare și voi fi apreciat de telespectatori, la fel am plăcerea și am pretenția la el să aplaude și el pe mine. Și tot așa. Doamne, vor vrea, vor dori oamenii. Deci tu ai crezut că sunteți prieteni, dar de fapt afli că nu erați. Da. Dar aflu chiar de la el. N-are cum să te trădeze dacă el a considerat că nu sunteți. Dacă dăm timp un pic înapoi, oamenii vor spune. Hai altceva. Să nu mai vorbim de trecut, cum ziceai tu. Vorbim de oamenii de acasă, da? Pentru că tot vorbim de ei. Oamenii au văzut din partea mea cât sunt de prietenos. Adelin, nu știu, cred că poate confirma. Deci eu acum pe Adelin pot spune sincer că îl consider prieten, da? Nu știu ce să zic, da. De... Nu! Cu el conviețuiesc, frate, asta e ideea. Și am văzut și așa, și așa, și așa, și crede-mă că e nota 10 din partea mea, are tot respectul, da? Da, și eu îl consider un om bun. Nu l-am cunoscut de pe cu aici. Cosmin, pe Adelin și Robert, Cosmin, pe mâncă, și Radu. Sunt prieten. Mă consider, ok, nu știu dacă este cineva care sunt să foarte bun. Să-mi bată obrazul pentru ceva. Dacă cu tine n-am avut chimia asta, este clar că mie undeva, din... expresii de ale tale, din gesturi, de ale tale față de mine, nu te-am putut considera prieten. Cum sunteți astăzi, Robert, Catinca? Suntem de parcă nu suntem. Ce simți? Nu auzim pe Catinca. Nu zice nimic. Da, pentru că ea mi-a spus că este foarte grav pentru sănătatea ei să stai aici. Eu am zis... Nu pot să cred că poate să renunțe.
Sau posibil da? Să fie nu că problema la tine, sau posibil să fie problema la tine și te explici și de ce. Posibil ca tu, pe acești oameni, tu să nu-i consideri a fi un pericol pentru tine și mă consider doar pe mine a fi un pericol pentru tine. Iar tu să nu mă poți considera pe mine un prieten. Și asta, Patrick. Zici că e popa cu Batman. Ai grijă, Patrick, de valoare. Am văzut poate fi și chestia asta. Nu, o putem lua în considerare și... Da, bun. Vreau să pun în valoare. Teorie bună, foarte bună. Poate să aibă și el teoria lui că trebuie o țară democratică. Pentru că noi, te explici și de ce. Tu ai ieșit din emisiune, toată lumea... Nu știu ce, prieten, nu știu ce. Ai venit în emisiune, opa, cum să faci? Nu mai suntem prieteni. Toată lumea, prieteni. Dar stai ce? Stai mă puțin. Dar tu ai ce s-a întâmplat între noi din momentul în care am ieșit eu din emisiune? Că tu ai fost aici, eu am fost în total altă parte. Repet încă o dată că n-am auzit până de la capăt. Ce s-a întâmplat între noi în momentul în care eu am ieșit din emisiune pentru că erai aici? Dar s-a întâmplat ceva de când tu ai ieșit din emisiune. Spun că s-a întâmplat ceva de când ai intrat în casă. Păi da, ai spus că eu afară am dat-o cu tine în prietenii și în casă nu. Perfect, perfect, a fost totul perfect în prima zi. E, după a început. Ba să mă faci prost, ba nu știu ce, să mai mi-atrage atenția, ba nu știi, niște chestii care știi bine că mă deranjează, ți-am spus de ele. Cum și totul ai părut supărat, în coiețele în care eu ți-am spus frumos. Eu vorbesc de tine ceva, tu respect. Spui mie că am făcut mai bine decât ai făcut tu cu Non, adică și tu apeși. Păi eu nu te dați simple. Clar a fost o tensiune. Da, a fost, a fost. Care de ce a explodat astăzi, acum?